De dragul ei și datorită ei, echipa Codlinfo a ajuns în această seară la Denisa Olenic. Vrem să redescoperim câteva lucruri interesante și frumoase despre ea. Au fost multe momente în care Denisa a încântat locuitorii Codlei prin cântec, pentru că ea cântă. Cântă frumos, cântă cu pasiune. Vrem să punem câteva întrebări ca noi toți să o cunoaștem mai bine. În primul rând vreau să te întreb, când ți-ai descoperit pasiunea aceasta pentru muzică? Când ai știut tu că știi să cânti, că poți să cânti? Păi, pe la vârsta de 10 ani, tot rădeam melodii prin casă și mama m-a auzit. Și de atunci am început să cânt mai mult și așa, încetul cu încetul, am reușit să ajung destul de departe, zic eu, pentru vârsta mea. Încetul cu încetul ce înseamnă? Ce a urmat? Am înțeles că nu ai reușit să faci aceste ore cu profesorul de canto, dar cum ai reușit să ajungi pe diferite scene, atât din orașul nostru, cât și din țară? Păi, în primul rând, cu susținerea mamei. Pentru că dacă nu era ea, nu cred că ajungem atât de departe, să zic. Ascultam melodii singură, le învățam, le studiam și repetam foarte mult până mi-a ieșit destul de bine. Dus-o mai întâi la un profesor, pentru că mi-a părut că are voce. De fapt, e cântăresc de muzică populară, dar specialist. Da, mi-a zis că are voce și normal că mi s-a părut că are voce și eu cândva am cântat muzică populară. Și am mers mai departe, adică am mers la Casa de Cultură, l-am rugat pe domnul director să o lasă odată să cânte. I-a plăcut chiar foarte mult, a cântat o melodie foarte grea, Rolling in the Deep. Și de atunci chiar a susținut-o domnul Buhnici foarte, foarte mult. Și așa am început să ieșim. Eu știu, în Botoșani, în Sibiu, în Buzău, în București, în... A fost și solicitată să cânte. Solicitată la diferite concursuri și diferite festivaluri? Nu, la concursuri nu. Concursurile categoric le plătim, concursurile să plătesc. Festivaluri unde efectiv a cântat și atât. Dar a contat foarte mult că a ieșit ea pe scenă și se obișnuiește cu scena, cu lumea. La început a avut foarte mult trac, acum și-a mai revenit, chiar și-a revenit foarte mult. E super ok. Și din spusele celor care o susțin, nu neapărat material, moral contează foarte mult, poate mult mai mult decât material. Așa este. Da, este. Este când îți auzi un simplu felicitări pentru mine ca mamă, e wow. Mi-ați vorbit de susținerea financiară. Legat de susținerea financiară, de unde o aveți? E greu. De la noi. Mă împrumut. Aproape la fiecare concurs mă împrumut. De acolo 100 de lei, de acolo 100 de lei. Foarte mulți părinți spun în ziua de astăzi sau aud de la picilor, de la puștilor, de la copiilor expresii gen când mă fac mare, când vreau să mă fac mare, vreau să mă fac doctor, vreau să mă fac cântăreț, vreau să mă fac pictor și așa mai departe. Electrician, nu contează. Da, da. Ați auzit-o vreodată pe ea, întrebându-vă sau spunându-vă ce vrea să vă facă, să se facă? Da, medic veterinar. Cântăreață și medic veterinar. Medic veterinar, dar da. Cântăreață în primul rând. Cam pe aceeași linie. Cam pe aceeași linie. Da, da, iubește foarte. E nebunită după animale, e topită, e pisică, cățel, ce găsește pe stradă, mi-a duce în casă. Am fost la diferite concursuri. Acesta este mai de mult de la un concurs. De la Festivalul Internațional de Muzică pentru Copii și Adolescenți. Mai am diferite trofee câștigate la concursuri și diplome care sunt acolo, da. Da. De 1 iunie, chiar în 2015,
Olcean. Cred că a fost printre cele mai frumoase concursuri, unde am fost și bine primiți. Și au pus preț pe copii. Să știți că nu e ușor nici la concursuri. Ușoară, românească. Ei, muzica ușoară românească, ca un copil să o cânte, trebuie tu să plătești autorul. De exemplu, ea nu are voie să cânte o piesă fără să cer drept de autor. O piesă e 300 de lei. Plus concursul 150, 200, 250, depinde cât. Absolut orice faci. Considerați acest aport financiar pe care dumneavoastră îl aveți la fiecare concurs de-al ei, îl considerați un sacrificiu în raport cu talentul ei și cu dorința ei de a crește? Pe o parte nu. Dacă mai sunt și alte probleme, nu doar mai ne trebuie bani pentru concurs sau ce știu eu, avem și alte probleme. Și nu îl consider sacrificiu pentru că eu consider că merită. Învață și foarte bine, este premiantă, în media peste 9,50. Este cu minte, ascultătoare, nu am nimic să-i reproșez. Chiar absolut nimic. Excelent. Ne bucurăm să auzim asta. You both found she, yeah.